Domnule Vitorcu, bună seara și bună seara. Bun venit în România. Mulțumesc. Aș vrea să încep prin a vă spune felicitări pentru această recentă apariție a dumneavoastră, această carte Recurs la istorie, care chiar acum a venit de sub tipar. Exact. Este o carte extraordinară, o carte pe care eu am avut plăcerea să o parcurg în format electronic. Și abia aștept să o citesc din nou, într-un format clasic, într-un format care este nouă drag celor care am fost obișnuiți cu cartea. Deci încă o dată felicitări și mă bucur mult că sunteți aici la noi în acest studio, în această seară, și vom încerca să abordăm o sumă de subiecte din arena relațiilor internaționale. Și eu, la rândul meu, vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte adresate. Sper că la o lectură în detaliu a volumului fiecare cititor să găsească ceva interesant și mai ales, așa cum am încercat să spun și în introducere, e o invitație la meditație, în primul rând, pentru generațiile mai tinere și poate chiar pentru generațiile care vor veni după aceea. Revenind la conversația noastră, vreau să vă spun că mă bucur că sunt invitat la România Breaking News. Am avut ocazia să citesc și chiar să văd anumite înregistrări realizate aici. Sunt foarte interesante și mă bucur mult că există o asemenea inițiativă care trebuie sprijinită și mai ales care poate să conducă la crearea unui curent de opinie menit să ajute România să-și accelereze procesul de modernizare și în același timp să realizăm ceea ce dorim cu toții. O Românie modernă, o Românie care să se bucure de respectul întregii lumi și în care, înainte de toate, fiecare dintre noi, ca români, să se simtă absolut contemporan cu cele mai avansate țări ale lumii. S-a vorbit foarte mult după 1990 de un sfârșit al războiului rece, iar în ultimul timp se vorbește iarăși foarte mult despre un nou război rece. Ce credeți? Suntem într-un nou război rece? S-a terminat vechiul război rece sau nu s-a terminat niciodată? Întrebarea este foarte interesantă. Este foarte interesantă pentru că asta ne invită la un recurs la istorie, citez titlul volumului meu, și anume să facem o incursiune cu situația ultimilor ani ai decenului 9, când putem afirma că foarte puțină lume, inclusiv la nivel politic sau la nivelul experților, relațiilor specializate în relațiile internaționale, au anticipat această schimbare și mai ales această cădere spectaculară a fostei Uniuni Sovietice și, bineînțeles, a celorlalte schimbări din lagărul comunist. Deci elementul de surpriză este o realitate. Asta ar fi primul aspect. În momentul în care însă sistemul sovietic s-a prăbușit, sub greutatea propriilor dificultăți, înainte de toate, s-a pus următoarea întrebare în cancelarele occidentale. Ce facem în continuare? Și reacțiile au fost foarte diverse, în funcție de fiecare dintre cancelarele occidentale interesate. Au fost grupe de interese care au spus, da, este momentul să încercăm să reconstruim ordinea mondială. Au fost alte grupe de interese care au văzut în acest eveniment spectacular posibilitatea de a profita de căderea temporară a Uniunii Sovietice pentru a o scoate definitiv, ăsta este, pentru a scoate definitiv de pe tabla de șah a bipolarismului. Cu alte cuvinte, două tendințe care aparent, una era considerată ca fiind constructivă, cealaltă era de a beneficia și exploata la maximum avantajul fostului adversar pus în dificultate. La vremea respectivă, dacă vă amintiți,
Se vorbea încă din timpul anilor 80, prin Gorbaciov, de necesitatea construirii unei case europene, case comune europene. Kremlinul la acel moment încă spera să reușească o integrare, o formulă prin care Rusia să se transforme din inamic, cel puțin într-un partener. Datorită influențelor din politica internațională, să menționăm acest lucru, grupele de interese care au văzut mai degrabă o oportunitate de a termina, în ghilimele, fostul adversar și a-l reduce într-o postură în care să nu fie capabil să se reîntoarcă, precum în sistemul bipolar, în principal partener de discuție al ordinii mondiale, cu drepturi aproape egale, având în vedere puterea militară de ambele părți, și au câștigat, ca să spunem așa, această orientare. Știți ce s-a întâmplat în perioada Yeltsin? Cu toate vâltorile politicii interne rusești, cert este că fosta Uniune Sovietică, devenită Rusia, evident, au suferit căderi care au fost la limita haosului intern. Din punct de vedere, în primul rând, economic, amintiți-vă ce dificultăți uriașe au întâmpinat, în primul rând, membrii societății ruse. Cum a avut loc privatizarea prin corupție a principalilor unități economice, ramuri economice, apariția noilor oligarhi, patronați mai mult sau mai puțin de grupări politice aflate în, să spunem, în preajma sau sub influența Kremlinului. În acel moment se părea că grupurile de interese sau gruparea intereselor care vroiau să termine Rusia ca principal partener, fost partener al unui bipolarism politic, au crezut că au câștigat partida pe cel puțin o perioadă îndelungată. Așa cum se știe, n-a fost să fie așa, pentru că toate dificultățile cu care Rusia s-a confruntat, inclusiv în plan economic și chiar politic, pe plan intern, au creat noi dureri de cap, de fapt, lumii occidentale. În acest relativ haos care s-a creat, povestea e cunoscută, a apărut președintele Putin, care după aceea, făcând repetată rocada prim-ministru președinte, a adus Rusia în momentul de față. În prezent, putem afirma, în special acum, în această perioadă, luna octombrie 2016, raporturile Rusiei cu țările occidentale și procesul politic ce marchează relațiile internaționale sunt extrem de tensionate și de aceea întrebarea este binevenită, pentru că pune din nou întrebarea dacă am intrat într-o nouă fază a războiului rece. Sau nu război rece? Sau... Războiul rece, așa cum a fost și înainte, și în care singurul element care a împiedicat ca acest război rece să devină un război cald a fost faptul că ambele puteri erau puteri nucleare și aveau un arsenal care excludea, de fapt, purtarea unui război de tip convențional, pornind din punct de vedere politico-militar la faptul că în momentul în care una dintre părți ar fi fost în dificultate, automat trecea la folosirea armelor nucleare. Știți bine că, din acest punct de vedere, armele nucleare au trecut de la faza intercontinentală, balistică intercontinentală, au trecut la faza de armamentului tactic nuclear, chiar și la nivel de artilerie. Deci, cu alte cuvinte, nu întâmplător s-a procedat în acest fel, pornindu-se de la ideea că până să ajunge la distrugerea lumii, ca să fie foarte limpede, pentru că arsenalul, așa cum în repetate rânduri s-a menționat, este capabil să distrugă de nenumărate ori întreaga viață pe planetă. Deci, până acolo, s-a ajuns la concluzia că poate, până se ajunge la faza finală, se poate
continua un război de tip, un conflict de tip convențional cu un conflict nuclear limitat. Da? Deci, revenind, situația actuală internațională este atât de complicată și în același timp de complexă, în care există o relație extrem de tensionată, în care, să zicem, Rusia pe de o parte și țările occidentale, în special Statele Unite, pe partea cealaltă, nu prea mai au unde să cedeze în plan politico-diplomatic. Mai cunoaștem argumentele fiecare dintre părți, nu este o noutate. Ceea ce se știe mai puțin este că dacă urmărim cu atenție mișcările pe tabla de șah a politicii internaționale în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, dacă urmărim mișcările pe tabla de șah în problema conflictului din Siria, dacă facem recurs din nou la istorie ce s-a întâmplat cu primăvara arabă, putem concluziona din punct de vedere academic al analistului, cel care nu ocupă o funcție oficială și care are constrângeri extrem de severe în modul de exprimare și în care fiecare cuvânt, fiecare virgulă are o semnificație cu totul specială. Deci putem concluziona că situația a mers din mai rău în mai rău. Din nefericire, în acest conflict internațional, țările mici și mijlocii sunt prinse într-o capcană politico-diplomatică și militară. Și din acest punct de vedere, România nu face excepție. Și din acest punct de vedere, cred că o întrebare binevenită ar fi, la care mă gândesc pacinente, cum a ieșit România din acest război rece, într-o primă fază a lui de după 1989 sau 1990, că s-a vorbit despre faptul că el s-a încheiat la Roma în 1990. Așteptăm ca un punct de referință. Da. Este, sigur, revenind la situația României, pentru că suntem români, în primul rând, și ne interesează soarta țării. Și vrem cu toții ca România să devină o Românie modernă, cu un nivel de trai pentru membrii societății cât mai bun. Trebuie să spun că a pornit cu stângul în 1990. A pornit cu stângul din mai multe motive. Aș enumera doar câteva dintre ele și o parte dintre ele le-am enumerat și în acest volum. Aș spune că primul și cel mai important este că nimeni pare a nu fi fost preocupat în acea vâltoare a evenimentelor care s-au succedat într-o dinamică acută, nu și-a propus să facă o trecere în revista a moștenirii modelului existențial românesc. Este ceea ce propun, de fapt, într-un eseu care nu își revendică, dreptul de a oferi soluții definitive. Este un subiect pentru lumea academică, este o mânușă aruncată, provocatoare, din punct de vedere al, să zicem, dezbaterii de tip intelectual, dar care este necesară pentru că n-a fost făcută. Nu putem, prima observație pe care am făcut-o, este că după 1990, toată și în parte justificat, aș putea spune, doar în parte, pentru că de la elita intelectuală pretențiile sunt mult mai mari decât de la omul de pe stradă. Deci nimeni nu a fost ai dorința de a scăpa de fostul regim, dorința de a găsi, să spunem așa, chiar țapii spășitori care să justifice eventualele obiective de modernizare politică pe termen scurt, au făcut abstracție de faptul că moștenirea noastră era mult mai veche, cu toate tarele ei pe care eu le-am subsumat unui trinom. Prima este nivelul culturii generale al cetățeanului de rând, dar e valabil și la nivelul elitei intelectuale și a elitei politice, clasa conducătoare a guvernanților. Deci, trinomul, cultură elementară, cultură civică, de fapt, cea elementară e legată de cultura civică, cultură politică, fără de care nu poți să înțelegi ce se întâmplă în lumea înconjurătoare, nu ai instrumentele, nu ai conceptele, nu ai modul, nu ai logica urmăririi fenomenelor cu care țara și-au tu, în vârful piramidei sociale, te confrunți.
și în, din acest punct de vedere, ciberneticienii încă de la vineri citire în, la sfârșitul decenului 5 spuneau foarte limpede, folosind sistemul, repet, cibernetic, garbage in, garbage out. Cu alte cuvinte, dacă pornești de la o premisă falsă, în logica aristotelică, nu ai nicio șansă să ajungi la o concluzie legitimă și care să-ți permită ulterior să te descurci în meandrele extraordinar de complicate ale lumii internaționale. Deci a doua componentă a trinomului este cultura politică și în sfârșit cea de-a treia este specificul modului de guvernare. Cu alte cuvinte, pentru ce sistem de guvernare optezi în raport cu celelalte două? Cultură generală civică, cultură politică și un sistem de guvernare adecvat moștenirii pe care o ai și nu în ultimii 50 de ani, ci în ultimii cel puțin 200 de ani sau de când vorbim de modernizarea României, de procesul de modernizare în România începând cu partea a doua a secolului XIX. Deci aceste trei componente pot să reprezintă un cadru de referință de la care să pornim, pentru că în măsura în care vom rezolva cele trei componente, vă asigur că rezultatele vor fi cu totul altele. Revenim la anul 1990. În momentul acela, puțină lume știe și sunt în măsură, după peste 4 decenii de experiență academică, de experiență ca parte a sistemului oficial, politic, oficial, diplomatic, politico-diplomatic, al serviciilor de secrete, pot să spun, deci cu alte cuvinte, bazându-mă pe această experiență nemijlocită, atât în sistemele românești, dar și de partea cealaltă a baricadei, să spunem, tradițional politico-ideologice, este că România a fost pusă în primii 3 ani într-o carantină extraordinară, care a întârziat procesul modernizare, nu a permis să facem pașii de care avem nevoie și o să mă întrebați probabil de ce s-a întâmplat acest lucru. Vina unei elite politice incapabile să reformeze sau incapabile să înțeleagă mersul istoriei sau pentru că așa s-a vorbit pur și simplu? Parțial. Adevărul este și mai trist. Pentru faptul că cancelariile occidentale, ca să mă exprim generic, dar în special marile puteri din cadrul lumii occidentale, și au știut din prima clipă, au știut din prima clipă cam cu ce clasă politică are de-a face. Era linia a doua a clasei politice comuniste, a fostul regim dictatorial. Foarte mulți, ca să nu zic majoritatea, compromiși din punct de vedere politico-ideologic și care au crezut că dacă schimbă peste noapte eticheta de pe porcanul ideologic, adică au trecut peste noapte de pe baricadele fostului partid comunist, al ideologiei comuniste, repet, peste noapte, la preceptele democrației occidentale, totul se rezolvă de la sine. Ori omul sfințește locul. În condițiile astea, în pofida încercărilor făcute de colegii ai generației mele și care erau oameni educați, vorbesc de, să le numim acum, dacă tot suntem în octombrie 2016, de partea tehnocrată, tânăra generație în 1990, nu era chiar tânăr, dar nu făcea parte dintre bătrânii foștii membri ai clasei politice comuniste. Și conducă la un moment dat. Au avut șansa și din păcate au ieșuat. Au ieșuat lamentabil. O parte au rămas o parte, au reușit să supraviețuiască, dar treptat, fie au abandonat, fie pur și simplu s-au contopit cu grupurile de interese ale fostei clase politice, fiind mai interesați de beneficiile de ordin material financiar decât de ideea de a reconstrui, de a restructura instituțiile statului român și a pune solid bazele unei societăți cu adevărat democratice. Deci, pornind de la această premisă, vreau să vă spun că în pofida faptului că imediat din primele zile ale lunii ianuarie, când reprezentanții Palatului Cotroceni, ai noului nucleu, al puterii, au avut contacte imediate cu ambasadele occidentale, cu toate țările cu care au considerat că e nevoie să răspundă la întrebarea cine sunt și ce vor.
Cu toate acestea, au fost întâmpinați cu răceală, cu toate acestea, din motive care merită o discuție separată și care nu ne permite în momentul de față să intrăm în detalii, au intrat ceea ce, în ceea ce eu am numit în carantină politică, au fost ținuți la distanță, au rămas ei înșiși, vorbesc de conducătorii, noi conducători ai României post-decembriste, au rămas întâi șocați, după aceea au încercat să găsească soluții hibride în care să găsească modalitatea de a determina interlocutorii noștri occidentali să-i accepte și când spun asta, înseamnă înainte de toate că au făcut compromisuri cu efecte importante pentru ce? Pentru interesele statului român. Deci, cu alte cuvinte, și-au plătit prețul recunoașterii, fie și mai târziu, după 2 ani și jumătate, și-au plătit prețul recunoaștere pe spezele intereselor României și mai ales a poporului român. Deci avem dovada unui egoism politic, a spune, inimaginabil. Care a creat o rupură între marea noastră și... Care nu mai a consfințit o ruptură și o lipsă de comunicare între vârful piramidei și baza piramidei, care nu a reprezentat o noutate, pentru că între vârful piramidei și baza piramidei, așa cum am specificat în eseul menționat privind avatarul, de-aia am și spus, avatarul modelului existențial românesc, nu e de acum, n-a fost din decembrie 89, este de 150 de ani minimum, în care baza piramidei sociale a manifestat o totală și quasi permanente neîncredere în vârful piramidei sociale. Și așa putea să întâlnim astăzi, în octombrie 2016, lipsa noastră de curaj civic sau lipsa noastră de solidaritate civic pe bază de o idee, un ideal. Așa este, numai că reflectă numai o parte a adevărului. De ce? Haideți să ne imaginăm și de aia profit de această ocazie pentru a pune pe masa unei dezbateri o nouă perspectivă. Da? Haideți să presupunem, da, cum știm cu toții, că marea masă a populației românești, vreau să spun, în ultimii 200-300 de ani, dacă vreți, a fost complet ruptă de vârful piramidei politice. De ce numim noi elită? Aș pune ghilimele, pentru că elita are și o conotație de calitativă și din acest punct de vedere elita românească, elita conducătoare românească, în toate subcomponentele sale, respectiv politică, da? Culturală, militară, din punct de vedere ecleziastic, toate aceste elite au fost extrem de deficitare în a-și îndeplini cu adevărat rolul pe care țările occidentale, aceleași componente, aceleași tipuri de componente, le-au îndeplinit cu foarte mult succes. Și la un moment dat am spus așa, în acest exercițiu, să spunem, de unei ipotetice dezbateri, toată lumea este foarte încântată și are un respect și chiar invidie față de ceea ce numim modul de viață occidental. Ce am spus în respectiva introducere în acest eseu? Am spus ceea ce uită toată lumea, intenționat sau din superficialitate culturală, este că acest rezultat care astăzi este atât de invidiat, din punct de vedere al comportamentului civic, așa cum ne place și spunem asta, da, civilizație, a fost pur și simplu inculcat. Acest model a fost inculcat practic prin stimulente, dar și prin constrângeri foarte puternice, sau cum am spus, prin sabie și foc. Pe când în societatea românească, datorită deficiențelor menționate de fiecare dintre componentele elitei conducătoare românești, acest decalaj nu numai că a fost menținut practic neschimbat, dar a împiedicat în ultimă instanță fiecare din membru al societății românești, de jos și chiar aș spune până sus, să aibă instrumentele necesare pentru a putea fi în măsură să judece ce se întâmplă atât în interiorul societății românești, cât mai ales prin comparație cu ce s-a întâmplat prin evoluție în țările pe care astăzi
le numim occidentale și pe care, la către care aspirăm la nivel calitativ. Din această perspectivă, cum vedeți această idee a președintelui Klaus Iohannis de a avea un nou proiect de țară după proiectele din Uniunea Europeană și NATO, după integrarea României, NATO și Uniunea Europeană? Un nou proiect de țară credeți că va schimba... Este o idee excelentă, numai că are două mari impedimente. Și din nou sunt obligat să spun că despre acest tip de proiect eu am vorbit încă de acum 20 de ani. Și am spus, datorită acestor deficiențe manifestate la nivelul trinomului menționat, cultura civică, cultura politică, da? Și sistemul de guvernare neadecvat, ținând seama de câmpul realității nemijlocite, da? Din aceste trei motive am pornit cu un handicap uriaș. Așa că în momentul în care noi aspiram în mod firesc ca finalitate să devenim membri ai Uniunii Europene, amintiți-vă numai ce n-am făcut, vorbesc inclusiv la nivelul conducerii politice a României, să devenim membri ai NATO, da? Toate aceste aspirații, la modul general, sigur că se justificau, pentru că ele presupuneau o realiniere și un nou statut de recunoaștere al României în raport cu celelalte țări. Până aici totul e perfect, cu sigură condiție. Cu cine faci dacă, socotind societate comparativ cu celelalte societăți, există și continuă să existe și în momentul de față un decalaj uriaș la nivelul trinomului menționat. Din acest punct de vedere, fac o paranteză și vreau să spun că am folosit un exemplu care va avea un anumit ecou, să zicem, în rândul elitei intelectuale, care după 1990 a propagat drept înlocuitor al fostului regim dictatorial, de ideologie vorbind, de tip comunist, cu un liberalism, cu un neoliberalism, întrucât, potrivit doctrinei la care s-au raportat, aceasta ar fi condus la trecerea spectaculară a românului de rând de la constrângeri extreme specifice unui regim dictatorial la un regim democrat în care libertatea omului, individul, are capacitatea să se miște liber, cu alte cuvinte, să compenseze exact ceea ce nu a avut înainte. Și aparent, sigur că aceasta a avut un impact la majoritatea populației. Înainte nu puteai să circuli, înainte nu puteai să ai acces la informații. Informația era element de contrabandă, dacă pot spune și în ghilimele. Iată că datorită revoluției din cadrul mijlocilor de comunicare, a internetului, a Facebook-ului, acum am sărit într-un fel în extrema cealaltă. Suntem compleșiți de informații pe care nu avem capacitatea, neavând cultură civică, cultură politică, un sistem instituțional politic adecvat, care să fie în consonanță cu nivelul primelor două componente, iată dintr-o dată că suntem pur și simplu într-o mlaștină de informații în care omul de rând, menționând dificultățile anterioare, nu are capacitatea să le trieze, nu are capacitatea să le prelucreze, nu are capacitatea să extragă ce trebuie. Și în condițiile astea, care e rezultatul? O indiferență totală față de viața politică. Și... parțial, pentru că nu obține ce dorește și mai ales devine o pradă, devine masă de manevră pentru grupurile de interese care știu să speculeze, indiferent în ce formă, începând cu propaganda și terminând cu manipulațiile de tip electoral, da? Și atunci, pur și simplu, românul de rând este mai degrabă cuprins de dorința, din sentimentul necesității personale de a participa la viața politică, se vede dintr-o dată într-o capcană a istoriei și în care este preocupat mai mult să polemizeze pe lucruri relativ neimportante, neesențiale și, din nou, vă întreb cine credeți că se bucură și exploatează aceste neajunsuri. Evident că un număr redus de grupuri de interese aflate în cadrul elitei conducătoare, care zice mersi că poate să manipuleze și să miște marea masă a populației dintr-o parte sau alta. Mai fac o paranteză. Vorbim de cea de-a treia componentă.
Și anume faptul că a existat și a fost propagată în mod abuziv definiția sau în orice caz ca parte esențială a definiției unei societăți democratice, evident, dreptul liber de a alege. Deci procesul electoral, da? Apare lucrurile așa stau. Omul are dreptul să voteze, omul are dreptul să aleagă, să opteze pentru ceea ce el consideră că îl reprezintă mai bine în cadrul sistemului de valori, al intereselor sale materiale nemijlocite, al intereselor sale culturale, mai ales când este vorba de anumite minorități etnice. Până aici totul e bine. Numai că eu vreau să vă spun că orice academic care se respecte va spune... Așteptați un pic, nu vă repeziți la concluzie. Este doar o parte a procesului democratizării. Pentru că în momentul în care ai, să zicem, într-o societate de tip avansat, occidental, ai o mare masă, nu 100%, ai o mare masă, mare majoritate a populației, are instrumentele necesare la nivelul, repet, a culturii civice, a culturii politice și a cunoașterii mecanismului sistemului instituțional căruia cu care dialoguează și își exprimă la rândul lui propriile interese, într-o țară ca România, care are deficiențe la nivelul individual, la primele două componente, garbage in, garbage out. Cu alte cuvinte, gunoi bagi, gunoi iese, să mă ierte Dumnezeu, cum spune românul, dar dacă ești nepregătit, în ce bază îți alegi tu un partid și mai ales un anume candidat sau altul? Pe ce impresii? Pe impresii instinctive? Că-ți plac ochii? Că-ți place eventual cum vorbește? Că e cursiv, că nu-i cursiv? Că e mai talentat, e mai puțin talentat? Deci iată dintr-o dată că, cum să spun, ești incalificat, nu ești calificat în mod normal pentru a lua o asemenea decizie. Și care e rezultatul? Devii prizonierul sistemului.